Salut, prieteni, și bine v-am găsit la nou episod în turul hărții cu noul man, prieteni, noul mânuț. Hai să-i facem o poză, că îmi place aici peisajul. Și apropo de peisaj, dacă vă place și vouă peisajul, lăsați un like, un comentariu acolo. Uleu, am făcut poză la... Am făcut două poze. Bă, nu am apăsat pe click, mă. Am apăsat pe click, dar am prostule. Așa. Și mai vreau una cam așa. Perfect. Bun, hai să-i dăm și anume bice, să ieșim din această... Uităm bă pe ăsta. Ce mă, curge râmeguș? Ce curge râmeguș? Curge pe instalație, parcă zici stoumilul din farming. Bun, hai să ne așezăm noi un pic aici. Bă băieți, bă, cum bine știți, în episodul trecut am ajuns la Oslo. Eu am plecat un pic din Oslo pentru că aici a fost curs, dar după cum bine vedeți, eu am mers de la Oslo, am venit aici, tot în Oslo. O să mergem la Kristiansen, cu toate că am putea să facem așa. Oare să mergem pe aici? Nu, no, hai că se pune pe aici. Asta e, mergem pe unele. Mergem și vedem în Anglia ce facem. Stai un pic, că mai este o problemă dacă mergem pe acolo. Este un port altul. Nu, no, dar ne aduce aici. Ne duce direct. Pe când de aici, o luăm pe aici, ne ducem acolo. Da, mergem pe aici. Asta e câteva sute de kilometri mai puțin. Hai să-i dăm drumul. Semnalizăm chiar dacă suntem în curtea firmei, semnalizăm intențiile. Vedem mers 1400, măcar 300 să facem în episodul ăsta, cu toate că facem mai mult pentru că avem și apă de trecut în Anglia. Da, bă, și în episodul ăsta trecem în UK, adică Anglia. Bă, eu pe aici am venit. Da, pe aici am venit. Mă întorc înapoi până la autostradă, cred. Mai mult ca sigur. Bă, băieți, nu uitați de giveaway de 500 de prieteni, ai. Prieteni, să spunem, abonați. Și prieteni putem să vă numesc. Un DLC cu Farming Simulator 22, Hay Forage Pack, se numește DLC-ul, dau la 500 de abonați. La 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 la. Nu! Nu! Ce-ai făcut, Florine, Magameș? Opa! Bă, ați văzut? Remorca, 100% remorca. Și camionul 100%, sperăm să pornească căruța, că altfel o punem. Eu sper să pornească. Așa sper. Că altfel nu știu unde mă dă asta cu... Ies un este service. Este oare service în orașul ăsta? Că m-ar da înapoi, nu este. Tocmai aici este service. Încercăm să mai pornim. Hai să încercăm măcar să merg până la următorul service. Nu cred că vrea. Na. Ești cea mai mică șansă. Da, prieteni, dăm F7. Up. Asta e. Un episod aproape ratat. Da, puteam să întrerup video și să iau din nou, dar nu fac asta. Asta e, va fi episodul 32. Practic, 5 minute s-au dus din episod din prostia mea. Era imposibil să nu fac eu o boacănă într-o serie de Eurotrack. Așa. Wow. N-avea cum să mai pornească acest camion. Aici nu vreau să mă personalizez. Hai, tăi, unde suntem? Să nu zici că am pierdut și... N-am pierdut-o. Hai să mergem. Dar de ce nu-mi dă...
Așa. Avem 1500 acum, asta e. Bă, dacă tot am venit pe aici, hai să vedem dacă nu putem să facem traseul cum trebuie totuși. Mă duce... Hai să mergem la Christiansen să schimbăm traseul. Nu ne mai ducem acolo. Dar la Christiansen trebuie să mă duc, dar băiatul meu nu știu de ce mă ducea acolo acum. De ce a resetat așa tare traseul? Da, se mai întâmplă prietenii răsturi. Oricum ăsta va fi un short când va apărea videoclipul. Să nu-l uiți, bineînțeles. Up. Acum să nu mai fac boboacă. Și că prinde astea cu shorts-urile, le prinde pe YouTube. Cine face YouTube și vrea să aibă un pic mai mult succes ca mine, să înceapă cu shorts-uri multe. Bine, acum trebuie să ai și un pic de intuiție să faci lucruri prin video, prin timp ce filmezi sau să faci lucruri care să prindă. Nu toate mi-a reușit, dar vă spun sincer și eu acum. Ok, acum 1600. Ai bun, mă, că am făcut din 1500, am făcut 1600. Ce vorbești? Pe aici? Pe aici. Da. Ce să vă zic? Asta e, se mai întâmplă ca să mai mari. 100%, bă, remorca au reparat ăștia. Remorca e reparată, marfa nu e reparată. Marfa e 70 ceva la tătă. Bine, dar ce care de marfa stricată? Greensby. FedEx. Power Tool. Power Tools, nu știu ce e. Mă rog, dar nici nu mă mai complic să înțeleg. Nici nu mă mai complic să înțeleg, prieteni. Eu pe aici am mai fost, mă. Da, am mai fost când am venit. M-a dat mai înapoi acum. Când am venit să încarcă pe aici. Bă, da, accidente mi fac în video ăsta. Am dat o... Chiar în realitate zbura gardul ăla cât colo. Așa. Deci ne uităm la ceva noi acum. Deci luăm cotul pe aici, aici și zicem așa, bun, hai. Măcar să ajungem în UK în episodul ăsta, zic și eu. Un episod în care mergem câteva kilometri. Da, eu am fost pe aici, de ce mă întrebați? Oricum, na, 8 minute și n-am mers nimic. Mai mult m-am prostit. Adică m-am prostit. Am avut o viteză mai mare. Dar eu pe aici am fost. Am mai trecut o dată pe aici, când am venit să încarc. Dar în felul ăsta vedeți și voi. Bă, da, se ridică camionul dacă e ceva, nu-i problemă. Pe coastă. Hai să-i dăm bice. Bicelo, bice. Bicelo, bice, bă, bicelo, bice. Lo, bice, lo, bice. Și eu trebuie să ies pe aici. Bun. E bine, bă, e bine. Ăla-i. Avem un sens generator intrat la autostradă. Ce vorbești, bă? Asta e. Ajungem, ajungem, ne ajungem. Hai că facem o românească. Bun, n-am dărâmat semnă, dar l-am culcat un pic. Îl culcai un pic eu, așa. Bă, eu am aprins farurile, am aprins. Așa, mă.
Oslo, încolo, hai, nu mă duc la Oslo, că am fost Oslo, la dreapta. Eu trebuie să fac tocmai invers, la stânga spre Grimsby, cred. Nu. Ceva cu de... ajungem în port, că văd naționalul deja, observați? Nu, aici am venit eu. Prost eu. Christensen înainte, perfect. Trecem cu, cu portul. Trecem cu portul, da, mă, treci cu portul, mă, ce? Trece portul cu camionul, nu camionul cu portul. Cu vaporul. Să-i dăm bice. Christensen tot înainte. Christensen. Chiar ne răsturnăm, bă. Iar ne răsturnăm. În timp, hai că ăsta sigur, sigur încetinește, pentru că... trebuia să trec pe a treia, dar asta e. Doi în cinci, bă, cum schimb asta viteza din 2 în 5, mă? Din 2 în 2? Stai, mă, pe banda ta, mă, unde e barba Florin? Unde că merge jetul? Nu ne grăbim, că trebuie să facem turul hărții în cât mai puține episoade. Sper să fac ok în... maxim 10 episoade. Eu zic, dar nu cred. Cred. Sper. Așa. Cred că o să ajungem în port în episodul ăsta, să vedem. Să începe episodul viitor din în Anglia. În England. 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 Ok. Man! Fratele, man! Stai, mă, acolo, mă. Unde merg, bossule? Unde mergi, bă? Cu ce e aici, mă? Munții. Munții, bă, munții, bă, munții, 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 hop, tut. Îmi văd în fața aglomerate, nu-mi place. Sper să ieșim cât mai repede pe autostradă. Dar nu ieșim. Cred că se strângem, știu să zic. Nu, ieșim. Dar te depășesc pe ăștia. Ieșim, dar te depășesc pe ăștia. Hai că ăla cu Duba, da? Sper să se bage cumva el. Ăsta cu camionul, sper să facă ceva și el. Hai că ăștia frânează toți. Suntem obligați să mergem și noi, că nu pot să le depășesc. Ete, băi! Da-ți bice! Nu-i mai dat bice, boss, că mai am puțin și de pe autostradă.
Mergem pe aici. Și așa trebuie să ies. E cum am ieșit. Op. Așa, mă. Acuși ajungem la portulet. Părăsim continentul. Mergem pe UK. Câteva episoade, bineînțeles. Vom fi pe sensul opus de mers. Ce tunelul este pe aici? Fain, rău. Și lungi. Sunt ceva lungi. Dacă ieșim acum. Tot munți pe aici, mă. Și trecem un pod. Avem și un punct de taxare, văd. Păi de ăla ca în Portugalia? Nu. Păi de ăsta standard oprești. Două amenzi am luat aici. Bine că nu. Nu asta e scopul seriei mele, să fiu fără amenzi sau fără ceva, e scopul să fac trupuri. Vom vedea la sfârșit câte kilometri are camionul, câte kilometri a avut, pentru că am filmat eu când am zis când am plecat câte kilometri are camionul. N-a avut chiar zero, am făcut eu o cursă de prezentare a camionului, parcă, da. Și n-a avut chiar zero, dar scadem acei kilometri. Putem și să o cotim dacă vrem, dar nu vreau eu. Și câtă motorină consumată, putem să vedem. Dar asta necesită o muncă din partea mea. Să mă uit la toate videoclipurile, să văd. Să văd cât și cum, știi? Bine că asta diferă de camion. Dacă mergi cu alt camion, trebuie să consumi mai puțin sau chiar mai mult. Trebuie să fim atenți acolo, că văd, cred că e punctul meu intermediar. În față. Acolo. Eu aș spune că portul e aproape, dar nu pot să bag mâna în foc. Nu mi-ai spus că am urcat la banală.